Am scris o concluzie. Iar se numește capodopera inexistentă sau imposibilă. Deci, tehnic vorbind, roșu este meniul de plumb sau cinabrul extras din mercur sau lutișorul din insula Tatos. Fără nicio legătură cu gâtul cocoșului retezat pe buturuga majestoasă care trona în curtea copilăriei. Tehnic vorbind, verdele este pământul copt îndelung sau trava lui Veroneze sau oxidul de crom imposibil de distrus, adică altceva decât rochia pe care ea obișnuia să o îmbrace la cursul bătrânului profesor îndrăgostit de clorofilă. Tehnic vorbind, negru este rămășița cadavrelor arse sau vița de vie linsă de flăcări sau chinorosul ascuns în coaja mesteacănului, fără să se confunde cu lapsus manus în fața liniei frontului, incizie care desparte o amintire de viața reală. Însă, dacă sângele cocoșului, firul extras din urzeala rochii și praful de cărbune compun împreună mai degrabă o formulă magică decât un tablou, tehnic vorbind, tu nu ai nicio vină. Canapea șezut tot, dar oricum mai dau tot o gagică care se uită pe geam ies. Spre o căpiță de fân? Nu. Nu că se filmează. Nu micii. Da, luăm frumoase legal. Că eu nu te-am să-mi desfac cu părmul. Facem o zeamă de negru. Asta de câte ori am muia pensul, nu ajunge borcanul ăsta-și pentru... Urmașii urmașilor tăi. Vârsta care o am eu. Bun. Și dar nu ți-o bătut nimeni la poartă, așa că deocamdată... Dar n-aveau curare. Băi, stai, vedea că aici e... E vorba de când întâmpinte omul, că îl băs la poartă, știi? Faza e că fiecare linie care o tragi în momentul în care s-o uscat. Îți permiți, chiar am să fac o chestie de asta, să dai rate urât, de exemplu, sau 1000 de linii. În momentul în care se usucă, fiind o zeamă, ea devine atât de fină și transparentă încât ea trebuie să rămână acolo. Nu deranjează dacă rămâne acolo. Dau rateuri, fac în toate modurile. Vreau să schimb poziția capului, fac mai lăsat pe spate. Și ți-am zis, Paula, desen nu e nimic precis. Bine, trebuie puțin studiat în rest. Nu, foarte mult studiat, dar nu e pentru relaxare și alta ca terapie. La urma urmei, eu am susținut asta și pentru noi artiști la un moment dat. Trebuie, după studiu îndelungat, să-ți faci propria ta anatomie și să faci cum vrei tu. Dacă stau prea mult în anumite zone, să mă atenționez ca să nu iasă nimic trivial. Asta ar fi un impediment pentru tine. Și bun, acum definește trivialul. E cam...
statul prea mult în anumite zone. Ce pot să spun? În cazul desenului, nu? Da, cred. Normal. Nu. Despre asta vă știu. Nu. Seara să bem cafea cu acrilici. Ai muiat un pic? Da. Să stai în mijlocul galeriei și să nu lucrezi? Nu, mai la modul ăsta. Cu lucrurile astea rapide, pe ce-mi treci prin cap. Ar fi tot expoziția ta ar fi, nicio problemă. Dar ce e de astea? Nu e o lucrare odioasă. Păi nu e odioasă deloc. Chiar demonstrații de virtuozitate, numai că vezi că are o zi că e... Oricum, cât e mai rapid o lucrare, după părerea mea, cu atât e mai luată de dezvoltură și cu atât e mai bună. Faza e dacă publicul înțelege, dar până vede aici publicul. Dar te-ai gândit cumva să oferi și niște explicații sau nu? Nu. Pentru arta nu-i pentru... Da, pentru asemenea lucrări nu mai trebuie date explicații despre... Adică e foarte clar ce e acolo, ce să mai explic. Prea evident, nu? Păi. De pe alealalt ai luat cadre? Câteva. Da. Nu pe toate, doar dacă îmi permit o să iau. Dar pe care ai luat? Păi m-am tot... asta cu lupi și asta cu... A fost vorbirea de lupi. Și nebuna poți. Să-i cum să ridic. Așa cred, că acolo. Da. Da. Și tu mă întreb de maniere de... lucrări pentru expoziții? Fă greu, sigur. Nu m-a întrebat pe mine, nu. Poate îți înțeleg acum sunt îți înțeleg. Măcar unul lucrează în stilul ăla, ăla lucrează în stilul ăla, băi, ăsta dar la mine, nu, asta eu deși să mă apuc. 20 de ani de ținut în tine ideile, pentru că nu le-ai dat drumul, să da, scapi de ele. Idei, dar la maniere. Păi eu și maniere. Să mă apuc. Păi vezi, ai văzut? Asta a fost mișto, în sfârșit mi-a dat cineva dreptate. Nu știu. Așa că cel mai bine e vorba ta, că la un moment dat ai zis-o, băi, acum lucrez într-o manieră, data viitoare, acum având în vedere că nu am timp, eu zic că maniera aia sau asta e perfectă. Uite, asta e lucrare, ce să mai vorbim? Deci acum, asta este lucrare, punct. Ți-a făcut-o, mamă. Fai. Nu, lucrează drăguț. Da, într-o viitoră, ți-am zis, când venim pe țară, o să stau și cu doamna. Da, s-ar bucura. Era mult mai dezvolt ca mine. Thank you.
Sau artistul. Că nu, artistul la centru de greutate. Ca să se vadă. Bună seara, bine ați venit la întâlnirea cu Bogdan Ienache, designer de Iași, artist plastic de Piatra Neamț. După cum îl cunosc, da, așa e o manifestare, practic. Spiritul lui realist și științific se manifestă la, în zona Iașului, iar la Neamț ne întâlnim în tabere de creație, în expoziții de pictură. O expoziție azi, nu știu exact unde o încadrăm, la grafică sau la pictură sau la picto-mahmureală. Este o expoziție aerisită, vorba lui Lucian Gogu, însă e o expoziție în mișcare. Artistul își propune ca în fiecare săptămână, în afară de cele două lucrări mai mari, să fie schimbate încă două rânduri de lucrări. Deci expoziția nu este constituită doar din aceste 11 lucrări, ci din mai multe, și asta este o provocare să veniți în fiecare săptămână să vedeți ce s-a mai întâmplat. Dau cuvântul domnului Emil Nicolae să ne spună mai multe despre artist. Mulțumesc, și eu îi dau cuvântul artistului, dacă tot ne plimbăm și facem mișcare, pentru că el o să ne spună altceva. Bună seara, bine ați venit. Mă bucur că văd foarte multe foarte multe figuri cunoscute aici, așa că nu are rost să mă mai prezint pentru dumneavoastră. E adevărat că spiritul meu de designer se manifestă în zona Iașului, și aici când ajung mi se schimbă puțin creierul, devin boiem. Ce se întâmplă? Asta și pentru mine, modul ăsta de abordare a fost o noutate. Cei care mă știu au văzut în lucrările mele până acum amănuntul semnificativ și un lucru aproape spre realism. Acum am venit cu o abordare total nouă, în care narațiunea din lucrări este pusă cu toate detaliile, dar acestea doar sunt trecute în revistă și nu intervenit asupra lor încât să fie lucrate la un mod realist. E adevărat, asta am făcut-o numai pentru a provoca publicul să privească îndelung o lucrare și să descopere povestea din spatele
personajelor și lucrării în sine. Poate pentru unii pare o expoziție puțin morbidă, cam neagră, cu siluete făcute în loc de valorațiile conturului, valorația linii, puțin decupajenea, dar acesta a fost stilul care acum m-a inspirat și la care v-am zis, nevrând să arăt exact fiecare povestioară din cadrul poveștii în mare, am vrut să las privitorul să vadă fiecare amănunt. Am vrut eu să anunț inițial, dar e foarte bine că a făcut-o domnul Ștefan Potop, că voi schimba. Vreau o expoziție dinamică, în primul rând, având în vedere că în Piatra Neamț, în următoarele săptămâni, din câte am înțeles, va fi plin de evenimente artistice, târguri de meșteșugari, evenimente culturale. Și de asta am zis, în afară de cele două lucrări mari, care, dacă ar trebui să mai fac așa ceva, trebuie să-mi iau concediu un an de zile, așa, voi schimba în fiecare săptămână lucrările de pe perete. Calculând un puțin cam prost, cred că voi aduce mai multe, totuși e cam prea aerisită expoziția. Așa. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc mult în primul rând că ați venit și dau cuvântul domnului. Bună seara, vă spun. Eu ar trebui să trag o concluzie. O concluzie din promenadă. Vorbeam înainte că ar fi fost interesant dacă tot e o altfel de expoziție să fie și un altfel de vernisaj, deci am și schimbat ordinea vorbitorilor. S-o fi început undeva pe terasă cu protocolul și să venim după aceea să vedem de ce am băut.
Da, sigur că expoziție plină de mișcare, dacă presupunem că asta ar fi strada, acolo trec printr-o vitrină a budoarului spre stradă, vedeți că sunt numai femei acolo, și din coace trec prin vitrina, prin geamul cârciumii, unde o singură doamnă de acolo a avut curajul să treacă strada între bărbați, să-i provoace. Acolo e noapte, aici e amurg, să spunem. Sau dimineață târziu, după o noapte de băută și petrecere. Da, e o expoziție care sigur că te scoate din morbiditate, cum a spus asta. Nu e morbidă. Te obligă să glumești, pentru că până la urmă e o narațiune aici peste tot, dar e o narațiune satirică. Putem să luăm fiecare lucrare sau să începem cu cele două lucrări grele, mari, ca într-o fabulă. Concluzia mea e că nu este o pictură leneșă, în primul rând. Vreau să vă aduc aminte că a fost o polemică în perioada interbelică, în poezie, când Ion Barbu l-a acuzat pe Arghezi că face o poezie leneșă. Adică, sigur, nu discutăm valoric, ci discutăm despre dinamica conținutului artistic. De asta nu e o pictură leneșă. Dincolo de contemplații, te obligă, iată, să glumești, să interpretezi, să descâlcești povestea. Ceea ce e foarte interesant și foarte bine. Pe de altă parte, vreau să fac precizarea că o fi Bogdan designer, așa cum unii pictori, alți pictori și de la Piatra Neamț sunt profesori, lucrează în laboratorul muzeului, la școala de artă, nu? Profesori de pictură, de aici, de fapt, sunt artiști. Și momentele de creație, dincolo de momentele în care își câștigă existența, sunt momentele în care spun ceea ce conservă în lăuntru, în sufletul lor, în mintea lor, și asta se întâmplă cu Bogdan Enache, își ia un respiro artistic. Nu spun că designul n-ar fi artă, dar e o artă, ca și artefactele, lucrativă, are un scop anume. Pictura și alte arte par gratuite. Gratuite în sensul creației, ludicului și libertății de creație, nu că n-ar costa foarte mult tablourile, pentru că dacă aș lua să calculez cât costă pe personaj, nu se face așa un calcul, câte personaje ai într-un tablou, la centimetru, ai la restaurare, pe centimetru pătrat, îți dai seama ce se întâmplă, cât ar costa această expoziție și munca de creație. Deci una peste alta e o noutate la Piatra Neamț, chiar dacă Bogdan a mai avut la Sestri, dar acolo, cum spunea, a fost o colectivă la Roman, împreună cu Petrică, diaconul, în care ne-a arătat multe lucruri. Am spus eu la un moment dat că aia de la Roman era eclectică, stilistic vorbind. De data asta e coerentă, maniera e unitară și aceste umbre pe care ni le proiectează aici, eu le-aș apropia. Avem o istorie a personajelor de umbră negre, de la teatru chinezesc, japonez, oriental, până la siluetele care au bântuit Europa la sfârșitul secolului XVIII, început de XIX, și se experimentează și azi în Anglia, în Germania, când erau doar personaje văzute cu lumânarea din spate. Și am luat eu odată din Germania un album cu femeile lui Goethe, toate iubitele lui Goethe, și toate erau făcute din umbre, că nu se inventase fotografia la vremea aia. Și era mult mai interesant și mai artistic. E, sigur că aici e dusă mai departe experiența asta,
și putem vedea, dacă vrem, perspectiva nu mai e, cum, ca și simetria, nu mai e un lucru obligatoriu și obișnuit astăzi. Dar, în loc de simetrie, avem planuri. Și dacă și aș apropia tablourile astea, mai ales astea mari, mai degrabă cu scenografia din teatru. Cât că dacă ați fost, ați văzut niște spectacole cu câteva planuri realizate cu o pânză, cu o proiecție din spate, pe pânza aceea care devenea ecran, luminată din spate, erau proiectate, și dacă ar fi aici, proiectate toată cromatica asta, și în față, în prim plan, avem aici umbre, avem la teatru personaje. Personajele sunt și astea. Expoziția, dacă nu e încheiată și nu va fi încheiată, cum am auzit, e o narațiune lungă, 1001 de nopți, da? Sau de zile. Dacă ar fi să adăugăm, etichete au rămas numai 3 pe masă, dar cred că vor mai fi niște schimbări în expoziția asta, da. Eu cred că e una dintre cele mai reușite, nu știu, anul ăsta e la jumătate și nu știu ce urmează, dar până acum e una dintre cele mai reușite găzuite de galeria asta. Îmi place că s-a adaptat la spațiu și îl va folosi în felul lui, mai departe, pictorul, artistul. Pentru că mie mi-a plăcut expoziția, n-am ce să fac decât să-i dau o carte, un cadou, n-am să-ți dau tablou, pictorii fac tablouri, și să citesc chiar o concluzie. De obicei nu fac lucrul ăsta, dar pentru că el m-a obligat de ieri până azi, am scris o concluzie. El se numește Capodopera inexistentă sau imposibilă. Deci, tehnic vorbind, roșu este miniul de plumb, sau cinabrul extras din mercur, sau lutișorul din insula Tatos. Fără nicio legătură cu gâtul cocoșului retezat pe buturuga majestoasă care trona în curtea copilăriei. Tehnic vorbind, verdele este pământul copt îndelung, sau trava lui Veroneze, sau oxidul de crom imposibil de distrus, adică altceva decât rochia pe care ea obișnuia să o îmbrace la cursul bătrânului profesor îndrăgostit de clorofilă. Tehnic vorbind, negru este rămășița cadavrelor arse, sau vița de vie linsă de flăcări, sau chinorosul ascuns în coaja mesteacănului, fără să se confunde cu lapsus manus în fața liniei frontului, incizie care desparte o amintire de viața reală. Însă, dacă sângele cocoșului, firul extras din urzeala rochii și praful de cărbune compun împreună mai degrabă o formulă magică decât un tablou, tehnic vorbind, tu nu ai nicio vină.